Pentru anul școlar viitor, înscrierile copiilor în ciclu primar încep din 29 februarie, astfel încât părinții să știe la ce unitate de învățământ își pot înscrie copiii. Anul acesta, Ministerul Educației a eliminat posibilitatea de intrare direct în clasa 1, astfel că atenția va fi îndreptată spre clasele pregătitoare. În Alba Iulia, cele mai căutate școli, de exemplu Școala Gimnazială Avram Iancu și Școala Gimnazială Mihai Eminescu, au avut în ultimii ani mai mulți copii înscriși față de situația estimată prin plan de școlarizare propus. În aceste condiții, părinții care doresc să-și înscrie copiii la aceste școli sau la alte unități trebuie să țină cont de condiția de domiciliu. O soluție tradițională în ultimii ani este viza de flotant. Înscrierile în clasa pregătitoare se desfășoară în școală în perioada 29 februarie-18 martie, între orele 8-20 de luni până vineri și între orele 9-13 sâmbătă, potrivit alba24.ro. Elevii înscriși la școala de circumscripție vor urma automat cursurile la această școală. După ce au loc înscrierile la școlile la care elevii sunt arondați, pe locurile rămase libere va avea loc înscrierea copiilor care nu locuiesc în acele zone. Dacă numărul de cereri de înscriere din afara circumscripției este mai mare decât numărul locurilor rămase libere, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice.